Astăzi, în fața Casei de Cultură Lucian Grigorescu din municipiul Megidia, a fost organizat un flash mob, dar și o expoziție de pictură pe apă. Cele două evenimente sunt realizate în cadrul proiectului Corai, ce are drept scop conștientizarea importanței autocunoașterii corpului și prevenirea cancerului la sân. Proiectul Consiliere Orientare Responsabilizare prin Abordare Informativă este realizat de Asociația Community Aid România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Megidia și Biblioteca Municipală Megidia, filiala Nord. Vă pot spune că astăzi a fost ultima activitate pe care ne-am desfășurat-o în cadrul acestui proiect Corai, unde Asociația Community Aid România a organizat evenimentul. Mulțumim pe această cale organizatorilor, școlilor implicate, voluntarilor și nu în ultimul Aline Ocheană, care a fost manager de proiect în cadrul acestei proiect. Da. Ce vă pot spune este că aceste evenimente au fost implementate inclusiv în școlile din Megidia, în localitățile adiacente, Tortoman, Siliștea, Peștera și la câteva fabrici din municipiul Megidia. Proiectul își propune să educe și să informeze populația din orașul Megidia cu privire la modalitățile de prevenție a cancerului de sân și a celui de col uterin și pe această cale să contribuie la creșterea numărului persoanelor care depistează în faze incipiente această maladie prin efectuarea controalelor periodice de specialitate. Astăzi am organizat un eveniment, au fost de fapt două activități, un flash mob și o expoziție de pictură pe apă. Acestea au marcat încheierea proiectului Corai la Megidia. Pe ce perioadă s-a implementat acest proiect? Ca și perioada de implementare, proiectul Corai s-a desfășurat în perioada aprilie 2016, martie 2017. Au fost organizate o serie de activități, sesiuni de informare, ateliere de creativitate pentru copii, un grup de suport pentru bolnavi oncologici, foarte, foarte multe. Ce se urmărește prin implementarea acestui proiect? Prin implementarea acestui proiect ne-am dorit să educăm și să informăm în prevenție populația din Megidia și din localitățile învecinate în privința cancerului la sân și a cancerului de col uterin. Flashmobul de astăzi din fața Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu a fost organizat în semn de solidaritate cu femeile diagnosticate cu cancer la sân și pentru conștientizarea în ceea ce privește această boală. Diagnosticarea din timp a cancerului de sân poate salva multe vieți. Această cauză este susținută și de voluntarii Bibliotecii Municipale Megidia, filiala Nord. Ai fost voluntar în cadrul proiectului Corai. Cât de greu a fost să faci munca de voluntariat și în ce a constat? În primul rând, îmi place să fac această muncă de voluntariat și consider că nu este atât de greu. În cadrul proiectului am participat la sesiuni de informare, am distribuit materiale informative, am participat la flashmob-uri și la ateliere de creativitate. Participam la cele două flashmob-uri și mi s-a părut că la acest flashmob a ieșit mult mai bine față de data trecută și au venit mai multe persoane. Înseamnă că și-a atins scopul acest proiect. Da, și l-a atins. În cadrul proiectului Corai au fost organizate mai multe ateliere de creativitate, sesiuni de informare și expoziții de pictură. În calitate de voluntar am coordonat atelierele de creativitate desfășurate în cadrul proiectului. Câte ateliere au fost organizate? În proiect erau cuprinse 10 ateliere, au fost desfășurate mai bine de 30 de ateliere pe parcursul întregului proiect. Care a fost impactul acestui proiect asupra populației din Megidia? Noi sperăm să fi sensibilizat populația din Megidia. Dacă ne gândim la numărul de participanți la ateliere, la activități, la diseminarea proiectului, însă cred că ne-am atins scopul propus la începutul proiectului. Câți beneficiari au fost? În jur de 8.000 de beneficiari în toată această perioadă. Pentru anul 2013, statisticile arată că 7.000 de românci au fost diagnosticate cu cancer la sân. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 90% dintre ele au aflat despre boală foarte târziu, ceea ce face să scadă dramatic șansele de supraviețuire.